Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Alexandra Cucu și vă invit să discutăm despre PSD. Să nu uităm că în 2024 vor avea loc alegeri și mă gândesc că PSD Constanța are interesul să câștige primăria de data aceasta. Cu cine e altcineva să discutăm despre acest subiect, dar nu numai decât cu deputatul Lucian Lungoci. Bine ați revenit la Focus Press. Bine v-am regăsit. Și de ce ziceam cu cine altcineva decât cu dumneavoastră? Pentru că sunteți un posibil candidat al PSD la primăria Constanța. Sunteți? Posibil, da. Așa, dacă stăm să ne gândim să analizăm, în momentul de față, cam oricine ar fi posibil candidat din PSD. N-am ajuns încă în momentul în care să se facă o serie de sondaje, de analize pe fiecare persoană în parte și să se stabilească, să se desemneze sau să se creeze, să se contureze o echipă de potențial candidați. Pentru că e normal în 2022, acum când suntem, deja să începem să ne gândim, să ne structurăm posibilii candidați cu care să parcurgem perioada următoare. PSD Constanța nu a făcut sondaje până în momentul de față, adică nu ar fi trebuit să facă acest lucru așa încât să vadă care este eventual profilul de candidat pentru primărie? E un minus? Reproșați chestia asta conducerii? În teorie știm cu toții că o campanie electorală începe imediat după alegeri. Ori dacă discutăm de cea mai importantă organizație, cea mai importantă localitate din județul Constanța, municipiul Constanța, pentru că aici sunt 42% din cetățenii cu drept de vot la nivelul județului și de aici se dă un semnal foarte puternic și în ceea ce privește alegerile la Consiliul Județean. Eu cred că ar fi trebuit încă de, nu știu, din 2021 să începem să ne mișcăm în această zonă. Nu s-a făcut încă un sondaj, este clar că se va face în perioada următoare. De ce vă spun acest lucru? Pentru că într-o ședință la nivel național avută cu liderii din fiecare județ s-a stabilit ca anul acesta, în vara aceasta, să se demareze sondaje de opinie în fiecare județ în ceea ce privește candidați pentru Consiliul Județean, pentru primăria, reședință de județ, până la finalul anului să se finalizeze alegeri în fiecare filială, plecând de jos în sus, și la fel până la sfârșitul anului sau cel târziu începutul anului viitor, fiecare organizație județeană să aibă cristalizați candidați pentru Consiliul Județean, candidați pentru primăria, reședință de județ. Ori este evident că în vara aceasta, în perioada imediat următoare, trebuie să se producă astfel de sondaje. Și alegeri interne pentru desemnarea președintelui la nivelul organizației municipale, pentru că la PSD Constanța de foarte mult timp aveți un președinte interimar. Un președinte interimar, un birou al organizației, structura de conducere interimară, că și acolo s-au produs tot felul de mutații, de mutări, de numiri provizorii, să spunem așa. Și este clar că vom avea alegeri. Dar e normal să funcționați așa în situația asta de interimat și știu că la un moment dat se agita lumea să fie organizate aceste alegeri și brusc au fost oprite, a fost oprit acest demers. De ce? Haideți să ne explicați ce se întâmplă la dumneavoastră. În primul rând, dacă ne întoarcem în timp, anul trecut, în luna martie, când trebuiau să fie alegerile, eu m-am înscris cu o zi înainte de data alegerilor. În acea zi s-a luat decizia să nu se mai țină acele alegeri și de atunci am rămas așa. Din cauza dumneavoastră? N-am de unde să știu exact, o motivație clară n-a fost, dar e o coincidență cam mare. Eu cred că și din această cauză. A mai fost o tentativă așa, cred că prin martie anul acesta, de a se organiza și atunci s-au amânat. V-ați înscris și atunci? Păi n-am mai apucat că nu se stabilise. Când s-a stabilit data, când urmează, cu o săptămână înainte iarăși s-a luat decizia să se amâne. Dar cine nu vrea să fiți președinte la organizația municipală? De ce nu vrea cineva? Fac legătura așa. Cineva nu vrea să fiți președinte pentru că o cutumă este ca președintele să fie candidatul pentru primărie. Nu e o
cutumă. Nu este? Nu, nu este o cutumă, nu este obligatoriu, nu e prevăzut acest lucru nicăieri. Și un dacă, lider să fie candidat. Și vă dau un exemplu. În 2016, dacă ne uităm la nivel de județ, de filială județeană, domnul președinte Felix Troi era și atunci președintele organizației și n-a fost candidat nici la Consiliul Județean, nici la primărie, pe nicio funcție în administrație. Deci nu e obligatoriu, nu e o cutumă. Într-adevăr, ai pleca cu un avantaj. Pleci cu un avantaj într-o astfel de competiție dacă ești președintele organizației. Asta e foarte clar. Dar nu este obligatoriu, repet. Cine nu va vrea președinte la organizația municipală? E normal că să ai o zonă de susținători și o zonă care să fie împotrivă. E normal, ca peste tot, și în alegerile la o primărie, la Consiliul Județean, ai voturi pentru și ai oameni care votează, ai alegători care votează cu altcineva. Nu poți să ai unanimitate. Așa, în mod clar, e clar că un contracandidat, normal că nu mă vrea, nu știu, rămâne de văzut. Cine este contracandidatul? Păi bănuiesc că domnul Dumitrache se va înscrie într-o astfel de cursă. La un moment dat spunea că nu. Să înțeleg că dânsul nu vă vrea președinte? Păi dacă este contracandidat, ar fi culmea să mă voteze pe mine. Păi, nu, dar eu înțelesesem la un moment dat, a spus că nu dorește, așa a transmis, că nu va candida. De-aia nu... Păi, între timp lumea se răzgândește și reconsideră poziția. Eu știu că la ultima pregătire așa de alegeri prin martie dorea să candideze. N-auzisem pe altcineva, adică nu te-a pus să organizezi alegerile și să nu fie niciun candidat înscris. Bun, perfect. Înțeleg așadar că sunteți în competiție cu domnul Dumitrache pentru această funcție de președinte la municipiu. Doamna Alexandra, în primul și în primul rând, de ce? Haideți și cu candidatura aceasta. Avem, din punctul meu de vedere, organizația așa pleacă într-o zonă, să spunem, gri, așa, nu prea corect ce se întâmplă acolo. Nu e normal să ajungi să ai un partid aproape persoană fizică. Să ai o organizație și să o gestionezi ca pe o societate comercială, ca pe propria angajație. Așa face domnul Dumitrache? În momentul de față și am văzut la ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și am mai văzut niște lucruri interne acolo, de bucătăria noastră internă, când oamenii nu mai au curaj să vorbească, nu mai au curaj să îi spună părerea, n-au curaj să întrebe de ce, n-au curaj să spună nu. Nu este normal ce se întâmplă. O astfel de candidatură, și o mențin în continuare, apare și din dorința unor colegi, unor membri, de a exista și o altă părere, și o altă voce. De a deschide, să spunem așa, posibilitatea oamenilor de a vorbi. Sunteți în campanie electorală. Oarecum. Lăsați niște atacuri care mă surprind, cum să spun, plăcut. Mie îmi convine ceea ce spuneți dumneavoastră. Atacuri la adresa domnului Dumitrache. Dar nu sunt atacuri direct. Fac deliciu astfel de declarații. Nu că este un atac direct la persoană. Eu vorbesc de modul în care gestionează problema în organizație. Cum gestionează organizația. De repede, nu este normal să tragi o organizație întreagă, să duci consilierii locali într-o zonă în care, și o să ajungem la acest subiect, la ceea ce s-a întâmplat cu proiectul 56 de până de ziua ședinței de Consiliu Local, să-i duci într-o zonă în care, practic, ei personal și organizația în sine a rămas puțin în offside la ceea ce s-a întâmplat acolo. Păi de ce? Era un proiect care era greșit din... De ce era greșit? E vorba despre un drum care s-ar fi legat de acea șosea de promenadă sau de coastă sau ce vor ei să facă, Dumnezeu știe când s-or hotărâ la nivel de municipiu ce destinație Clara Babea, un drum care, da, într-adevăr, ar fi deservit și un teren unde vrea să construiască domnul Dumitrache. Ce e greșit? Dacă era alt proprietar de terenuri, n-avea probleme cu proiectul? În primul rând, eu n-am văzut un document până acum în care să văd că proprietar pe acel teren este domnul Dumitrache. Eu n-am văzut încă documentul acesta. E clar că în acea zonă, și este zona foarte apropiată de noi aici, la câteva sute de metri, o zonă de spațiu verde, de o posibilă promenadă, care se dorește a fi transformată într-un cartier de locuințe. Să dezvolte un proiect imobiliar în acea zonă. Eu am plecat de la ideea în care discutăm de foarte mult timp și a fost criticată administrația trecută, administrațiile trecute și administrația Mazăre și administrația Făgădău că nu avem spații verzi în municipiul Constanța, că nu este finalizată inventarierea și finalizat registrul spațiilor verzi în municipiul Constanța.
primarul, domnul Vigil Chițac, a avut șansa, a avut ocazia, Constanța altfel, echipa întreagă cu care a câștigat alegerile în municipiul Constanța cu sloganul, sub sloganul Constanța altfel, să rezolve aceste probleme. Ori eu am văzut săptămâna trecută că primarul Vigil Chițac inițiază, este inițiator al unui proiect în care, printr-un artificiu, că haideți să vorbim clar, nu că se făcea o stradă pe acea zonă de spațiu verde, printr-un mic artificiu, într-o hotărâre de Consiliu Local, care nu avea nicio legătură la prima vedere cu acea zonă, cu proiectul imobiliar, se dă în administrarea societății Confort Urban o suprafață de 11.000 de metri pătrați, aproximativ, ca să se construiască un drum. Drumul acela, de fapt, este cheia care deschide drumul spre acel proiect imobiliar. De ce vă spun acest lucru? Solicitările de autorizații de construire din perioada trecută, în mandatul domnului Făgădău, a fost respinsă pe motiv că nu există drumuri. Ori construind aceste drumuri, se deschide, pui în valoare puzul pe acea deci zonă. Poate demara investiția. Poate demara investiția respectivă. Ori aici este artificiu. Eu de ce vă spun că eu nu știu dacă este terenul domnului Dumitrache și nu pot să-l acuz. Nu puteți să spuneți că nu știți. Nu pot să-l acuz pentru că n-am văzut un document care să ateste acest lucru. Că au tot felul de zvonuri, de bârfe. Nu sunt zvonuri, se poate verifica online pe registrul firmelor. N-aveți cum să spuneți că nu aveți unde să vedeți. Nu sunt bârfe. Intrați foarte frumos. La registrul comerțului? Da, puteți să verificați pe listă firme. Domnul pe listă firme. Nu este nu apare în acele firme. Altceva vreau să vă spun. Ați verificat. Primarul Virgil Chițac inițiază un astfel de proiect. Este primarul PNL. Eu știu că suntem în opoziție față de primarul PNL, față de PNL Constanța. Aici, dacă discutăm de în guvernarea locală, într-adevăr, cu un interes, nu știu interesul cui îl reprezintă acest proiect, că n-am cum să vă spun că încă n-a venit nimeni cu documente clare să spună, bă, terenul e al persoanei respective. Mi se părea normal ca, fiind în opoziție, consilierii, grupul de consilieri PSD să se opună acestui proiect. Mai mult, având în vedere discuțiile care au fost în săptămâna anterioară acestui inițierii sau punerii pornirea de zi a ședinței de Consiliu Local acestui proiect, discuțiile care au avut loc în presă, sondajul făcut de un sociolog în Constanța, care a întrebat cetățenii municipiului Constanța, ce vă doriți în acea zonă? Cei mai mulți răspund, majoritatea covârșitoare, nu dorim un cartier, o dezvoltare imobiliară, dorim un spațiu verde, dorim o zonă de promenadă și eu o văd ca oportună dezvoltarea din punct de vedere turistic până la urmă acelei zone. Și dacă mergem și lărgim acel perimetru, nu numai de la Spitalul Militar până în dreptul restaurantului Zorile și mai departe până la Biserica Greacă, ne putem lega din punct de vedere turistic și cu zona din Portul Tomis. Ori era clar că în interesul municipiului Constanța și până la urmă în interesul locuitorului municipiului Constanța e mult mai benefic un astfel de proiect decât o dezvoltare imobiliară. Ori primarul PNL Vigil Chițac inițiază un astfel de proiect, culmea, consilierii PNL se abțin, nu-l votează, rămân singurii susținători al acestui proiect inițiat, repet, de primarul Vigil Chițac, rămân consilierii PSD. Ori este o greșeală impardonabilă. Este clar că s-a discutat, că a fost o negociere, negociere din care au ieșit consilierii PNL. Eu ce pot să înțeleg? Că nici consilierii PNL nu sunt într-o directă comunicare cu primarul cu comunicare PSD. Cu primarul. A negociat primarul cu PSD. Vă surprinde? Adică nu aveți... colegii dumneavoastră nu au comunicare cu primarul? Nu se mai negociază? N-au mai negociat până acum? Sau ce părere? În astfel de situații n-ai cum să negociezi atât timp cât ești în opoziție și primarul este la putere. Asta o vorbiți dumneavoastră care la guvernare sunteți cu PNL. Într-o altă, cu tot o altă situație. Dar mă surprinde faptul că v-a atras atenția tocmai acest proiect. Că de-a lungul timpului au mai fost și altele. Tot cu imobiliare, dar fix acest proiect de care se leagă acum numele domnului Dumitrache. Nu, pentru că acest proiect a fost dezbătut, să spun așa, în presă și a circulat mai mult în spațiu public.
De aceea v-a atras atenția. De aceea, pentru că vă spun că nu stau în fiecare săptămână sau în fiecare, la fiecare ședință de Consiliu Local să analizez proiectele de hotărâre. Eu am plecat printr-o... am fost plăcut surprins și chiar am felicitat pe colegii mei care s-au opus în comisia juridică acestui proiect, pentru că eu chiar am crezut că sunt o linie corectă. I-am felicitat, am criticat acel proiect inițiat de domnul primar Virgil Chițac și am avut speranța, încrederea că și în ziua de luni la ședința de Consiliu Local, consilierii PSD vor merge pe aceeași linie, adică nu vor susține acest proiect. Între timp s-a întâmplat ceva, s-a discutat și au rămas singurii care au susținut acest proiect. Ori nu poți să tragi o organizație, să tragi un partid doar dintr-o negociere a cuiva cu a două persoane. În regulă, dumneavoastră mai stați de vorbă cu domnul Dumitrache așa pe chestiuni legate de partid? În ce fel de relație sunteți? Într-o relație mai rece în ultima perioadă. Și cu domnul Felix Stroie? Cu domnul Stroie comunic mai des decât cu domnul Dumitrache. Vă susține? Este de acord cu candidatura dumneavoastră? Nu știu acest lucru și n-aș miza pe așa ceva. Adică n-ați mizat pe susținerea dumnealui, sunteți, cei doi sunt parteneri de mult. Dar nu-i vorba de asta. N-are legătură. N-are legătură. N-am cum să spun că mă susține în condițiile în care pe 16 februarie 2021 m-a demis din poziția de președinte interimar. Adică aș fi până acum să mă susțină. Păi, poate are vreun interes, poate nu dorește ca domnul Dumitrache să aibă prea multă putere la nivel de organizație. Știu și eu. Nu știu cum e la dumneavoastră. Asta încerc să aflu, să-mi spuneți cum se așeza apele. Pentru că, repet, nu pleca acea discuție și inițiat demersul de demiterea mea din funcția de președinte interimar în februarie 2021, am ocupat acea poziție, acea funcție, cred că 4 luni, din care 2 luni au fost de pre-campanie și campanie electorală. Ce părere aveți despre faptul că, iată, nu știu dacă se vor lua măsuri sau dacă vor fi sancțiuni în privința consilierilor, nu știu cum se va pune problema, sau dacă veți propune așa ceva? E o întrebare, dar stați să termin. Ce părere aveți despre domnul Donțu? Faptul că PSD s-a debarasat de dumnealui ca urmare a faptului că ar fi făcut anumite jocuri la nivel de CJC. A votat un proiect inițiat de domnul președinte Lupu, PNL. Ce părere aveți? A greșit. A greșit. La acel vot a greșit. Cu toate că nu conta votul domnului Donțu până la urmă în economia voturilor din Consiliul Județean, oricum trecea acel proiect, a greșit. Este prietenul meu, îl cunosc de foarte multă vreme și am discutat și în acea perioadă, este clar că a greșit. Cum au evoluat lucrurile și în ce zonă s-au dus, este cu totul altceva, face parte dintr-un alt capitol. S-a fructificat această greșeală a domnului Donțu prin excluderea dânsului. Da, sunteți de acord cu măsura asta? N-a fost prea drastică? Ba, da. Dar au fost excluși și membrii din organizație sau din biroul permanent județean pe motiv că nu și-ar fi plătit 2 lei cotizație pe lună și că n-au venit la 3 ședințe. În fine, când vrei să începi un război cu cineva și să-l dai la o parte, se găsește tot felul de metode. Și când vrei să începi un război, acest război fiind început de cine? De domnul Dumitrache? De domnul Stroie? Sau amândoi acționează la fel? Eu cred că nu aș vrea să cred așa că au avut legătură cu candidatura mea din martie 2021. Și revenind la întrebarea cu consilierii PSD ar trebui sancționați după votul acesta pe care îl reproșați dumneavoastră, cei de la municipiu, consilierii locali. Nu neapărat sancțiune de genul acesta, nu. Nu sunt de acord cu ele, dar eu voi avea o discuție, cred că mâine. Aveți ședință? Da, mâine vreau să am o discuție, să înțeleg și eu care a fost resortul, care a fost mecanismul de a ajuns în această situație, în această zonă. Mai mult decât atât, această situație, să spunem juridică, a terenului despre care vorbim, acel puz, acele solicitări de autorizație de construire, au fost și în mandatul trecut.
2016-2020. Parte din consilierii actuali au fost consilieri și mandatul trecut. Dacă vroiau să susțină un astfel de proiect, puteau să o facă între 2016 și 2020. N-au făcut-o, nu știu din ce motive. Că au considerat că nu este benefic. Nu știu din ce motive, dar brusc să ajungi și să rămâi singurul partid, singurii consilieri, repet, care votează un proiect inițiat de primarul PNL, mi se pare o greșeală. Ok. Pe domnul Dumitrache, îl știți de mult, ați spus acum că s-au urăcit relațiile, erau calde când erați șef la OPC? Adică erați drăguți cu dumnealui, închideați ochii, l-ajutați sau l-ați sancționat? Ba da, l-am sancționat. A, de acolo a pornit. Nu, niciodată, n-a avut nicio problemă cu acțiunea de control desfășurată, cred că prin 2014-15 la o unitate pe care o deținea, au fost găsite niște deficiențe, s-au plecat, a aplicat prevederi legale, n-a fost nimic așa ieșit din... Dar nu v-a reproșat, nu v-a spus, nu? Nu, și să știți că în perioada de 8 ani, ajungi cu serviciu, cu sesizări, reclamații și la persoane foarte importante, dar să știți că nu s-au deranjat. Ok. Candidați la intenționat să candidați la primăria Constanța și cu siguranță, nu, este clar, se vede din avion. Ce credeți că vă recomandă? Mai degrabă, să spun, mobilitatea, abilitatea mea de a mă mișca mult mai bine în zona de executiv decât în zona de legislativ, pentru că sunt o persoană mai pragmatică și acest lucru este... Îl poți fructifica în zona de executiv mai mult decât în zona de legislativ. Eu fac o comparație în activitatea mea când am fost în zona de executiv și acum în 2 ani de legislativ. Lucrurile se mișcă mai greu în zona de legislativ și nu sunt lucrurile atât de vizibile. Ori eu sunt format, așa sunt făcut, ca în fiecare zi, ca în fiecare săptămână să trag o linie, să fac un bilanț. Mă, ce am reușit să fac? Ce am putut să pun în practică, să mișc lucrurile și să rămână ceva vizibil, palpabil, să se vadă? Ori în zona asta de legislativ, lucrurile nu sunt atât de în vizibile. În Parlament nu vă place, nu e așa de... Nu sunt lucrurile atât de ușor de mișcat și lucrurile atât de vizibile. Păi când în zona de executiv, dacă discutăm de cei 4 ani la Regia Județeană de Drumuri, dacă discutăm de posibilitățile ca executiv pe care are un primar în 4 ani de zile, sunt mult mai mari decât în zona de legislativ. Posibilitățile de a implementa, de a face efectiv ceva. Că tot ați menționat Regia de Drumuri, unde ați fost director. Faptul că acum, practic, ați admis că vreți să candidați la primăria Constanța, nu credeți că va scoate din urmă ceva probleme de când ați fost director? Vă așteptați la așa ceva? Problemele că am preluat o societate comercială în faliment cu 61 de milioane de datorii și că am lăsat-o după 4 ani de zile cu 85% din masa credală achitată, plătită, cu programul de lucrări făcut la zi, la tot ceea ce ne-am propus și cu programul pentru 2021 pe care l-au dus la capăt și au ieșit din insolvență, dacă mi se poate reproșa lucrul ăsta oricând. Credeți că sunteți 100% ferm convins că sunteți imaculat, nu găsește nimeni acolo o virgulă, nimic greșit? Doamne, Alexandru, dacă vrea cineva, până la urmă găsește ca un copil la o teză în clasa 11 la matematică. Ce să zic, pare bine că ați făcut declarațiile acestea, sunt curioasă ce reacție va avea domnul Felix Troie, chiar îl voi întreba. Păi, ce reacție să aibă? Ar trebui să aibă o reacție pozitivă și să se bucure, pentru că eu m-aș bucura, în primul rând m-aș bucura să văd și alți colegi din organizație că își doresc, că își lansează o posibilă dorință de a fi candidați, pentru că, repet, suntem în 2022 și eu nu văd să se cristalizeze 1, 2, 3, 4 posibil candidați. Păi ați spus că e acolo, mi-ați dat impresia că este o atmosferă așa de... De tăcere, de... Și de-aia spun, domnul președinte Storiflix ar trebui să aprecieze acest lucru și poate în urma acestui demers al meu, în urma faptului că promovați toate aceste lucruri, poate și alte voci din organizație să gândă, domnule, și eu vreau să mă înscriu într-o astfel de cursă. Cu cine mergeți în tandem?
Adică cu cine ați face echipă la județ? Dumneavoastră președinte la municipiu și la județ, pe cine vedeți? În primul rând, din punct de vedere administrativ, nu au legătură o primăria municipiului Constanța, să spunem, și cu președintele Consiliului Județean. Nu, din punct de vedere administrativ, chiar nu au nicio legătură. Da, nicio au legătură, legătură. În economia voturilor. În economia voturilor au legătură, dar în primul rând nu e cu cine, nu este vorba de cu cine îmi doresc eu. Poate nici eu nu voi fi cel mai potrivit candidat tocmai din economia voturilor. Va fi făcut acest sondaj în prima fază, urmat de alte sondaje, care vor analiza fiecare candidatură în parte și cea mai bună variantă de doi candidați, unul la primărie și unul la Consiliul Județean. Este posibil și nu exclud acest lucru, nu sunt eu cel mai calificat până la urmă din organizație. Nu dar este nimic, cu cine v-ați dori? Nimic, nimic regulă, cu cine v-ați dori dumneavoastră? Pe cine vedeți dumneavoastră potrivit să facă tandem cu dumneavoastră? Și vedem după aceea ce spun sondajele. Ești o persoană tânără, dinamică, sunt cel puțin 4-5 potențiali candidați. Un implicat? Da, trebuie să fie implicați oamenii, într-adevăr, dacă își doresc mă, în această bine, activitate. Bine, păi încercam să vă determin să spuneți dacă, nume. Nu știu dacă își mai dorește. Vă referiți la domnul Horia Țuțuian? La cine vă referiți dumneavoastră? Păi, da. Nu știu dacă își mai dorește, n-am avut o... Vedeți, nici acolo nimeni n-a ieșit să zică, în acest moment, de-aia mi se pare paradoxal, suntem în 2022, nu iese nimeni să zică că vrea să candideze la primăria municipiului Constanța, nu iese nimeni să zică că își dorește să candideze la funcția de președinte al Consiliului Județean sau să iasă conducerea să spună, dom'le, noi avem 2-3 potențial candidați, îi măsurăm, îi creștem, îi promovăm, nu văd acest lucru. Unde dumneavoastră sunteți parlamentar? Asta înseamnă că sunteți des la București, asta înseamnă că dați ochii cu colegii, cu, nu știu, și președintele PSD, la nivel național. I-ați spus lui sau altcuiva din conducerea de la nivel național, noi avem o problemă la Constanța. Nu știu dacă în 2024 vom reuși să câștigăm primărie. Eu am convingerea că situația este cunoscută, de fapt... Și este cel mai important și asta o știm cu toții, că în 2020 am pierdut alegerile locale, este clar, n-are cunoscut acest lucru de toată lumea, de aceea este dat și acest termen până la finalul anului să se cristalizeze și să se identifice potențialii candidați, primăria reședință de județ și președinția Consiliului Județean, nu numai pentru Constanța, pentru toate județele din țară. Alegerile în organizații încep cu organizațiile care stau bine din punct de vedere electoral, care au câștigat, organizațiile județene care au câștigat Consiliul Județean, primările reședință de județ, în prima fază se va trece prin aceste organizații, lăsând în mod special în ultima parte a anului organizații, să spunem, cu problemele acestea din punct de vedere electoral, care au pierdut Consiliul Județean și care au pierdut primăria reședință de județ. Pentru că noi le-am pierdut, le-am avut și le-am pierdut. PSD suntem... Constanța, da, este o organizație cu probleme. Nu suntem probleme pentru care am pierdut ambele redute, să spunem. Și Consiliul Județean, președinția Consiliului Județean și primăria reședință de județ. Nu suntem un județ care tradițional le pierdea, nu le câștiga. Acolo n-ai... Ce poți să le spui? Bă, nu poți să-și ceri să câștigi Consiliul Județean, să câștigi primăria reședință de județ. Îți poți cere să nu vii cu 23%, să vii cu 27%. Îți poți cere altceva. Dar pentru Constanța este obligat, din punctul meu de vedere, este obligatorie cerința pentru 2024, recâștigarea Consiliului Județean și a primăriei municipiului Constanța. Și adică nu conservarea votului. Bănuiesc în această toamnă, până la sfârșitul anului. Bun. Deci până la sfârșitul anului vom vedea o nouă conducere la PSD Constanța. Sau putem vedea actuala conducere, nu este nicio problemă, pentru că asta nu înseamnă că dacă eu mă înscriu într-o astfel de cursă, voi câștiga. Eu mă pun în fața oamenilor, le dau o alternativă, un alt mod de a gestiona organizația municipală. Dacă ei sunt mulțumiți cu situația actuală de acum, foarte bine să meargă și să aleagă acest drum în continuare. Dacă își doresc altceva, eu pot veni cu o alternativă. Ok, vreau să vă aud că spuneți, vreau să candidez la primăria Constanța. A, că îmi doresc să candidez la primăria Constanța, rămâne, este decizia politică a organizației și ea trebuie respectată, fără nicio discuție aici, repet, în urma unor analize, a unor sondaje, eu nu n-aș
pune așa tot rău în față, negru în față, că cineva nu-și dorește să recâștigăm primăria municipiului Constanța. Și sunt convins că în urma acelor sondaje se va alege cea mai fezabilă variantă, adică varianta cu șansele cele mai mari. De ce a pierdut PSD primăria Constanța, respectiv Consiliul Județean? Sunt mulți factori așa, dar în primul rând este dificil așa să îți menții după, vedeți, toată lumea spune PSD a condus județul, a condus primăria din, unii spun din 2000, îl identificau pe domnul Mazăre încă din 2000 cu PSD. N-a avea nicio treabă, el a venit în 2004. Și e greu așa te erodeze, au fost o serie de erori, o serie de greșeli. Problema care e că nu partidele fac rău, și acum nu vorbesc mai de PSD, nu partidele fac rău, oamenii din partide. Nu partidul în sine PSD, nu membrii de partid, nu masa de susținători ai PSD-ului au făcut rău, să spunem, în municipiul Constanța, nu, oamenii care au condus. Ori impactul se răsfrânge, toată imaginea asta negativă se duce și pe partid. Din 2004 până în 2020 e greu, ai pierdut câte puțin, plus și o campanie foarte agresivă începută, cred că de prin 2014, din partea opoziției PNL și USR ulterior, care te erodează, te macină puțin câte puțin. Era, nu știu, destul de greuț, așa, greu, complicat, așa. Oamenii să Oamenii din conducere au făcut rău. Radu Mazăre, Decebal Făgădău a făcut rău, a adus o lumină proastă partidului? Decebal nu, cred cum că... Cum îl apreciați? Decebal n-a adus o lumină, el a greșit că a uitat să comunice cu oameni, să fie printre oameni. Cetățenii, oamenii, au nevoie de un primar pe care să-l vadă, pe care să-l atingă. Au nevoie de lideri tangibili, nu intangibili. Nu ascunși sau închiși într-un tun de fildeș la care să nu ajungi, cu care să nu discuți, cu care să nu comunici, cu care să, sau el să nu se consulte cu cetățenii, cu oamenii. Până la urmă, spuneți că sunt așa, nu știu, idealist, până la urmă, orice primar cu echipă de consilieri locali și se duc acolo să reprezinte interesul celor care au ales sau interesul locuitorilor și au de câștigat și locuitorii, au de câștigat și cei care sunt pe funcția respectivă, pentru că se vor bucura de aprecierea oamenilor ai căror bani îi gestionează până la urmă. Că ei gestionează un buget alimentat din taxele noastre ale locuitorilor. Ori dacă rup legătura și rup discuțiile cu ei, încep să pierzi. A fost și o zonă de slabă comunicare, pentru că vedem ce se întâmplă, proiectele care sunt derulate acum în municipiul Constanța, practic sunt proiectele fostei administrații pe care le continuă actuala administrație. Nu știu, poate de ceva n-a știut să comunice și să prezinte locuitorilor tot ceea ce a făcut în primărie sau parcursul, drumul pe care urma să intre orașul, până la urmă, urbea. Primarul Virgil Chițac beneficiază de aceste proiecte. Nu văd ceva spectaculos din partea echipei Constanța altfel. Nu văd nimic spectaculos să fi produs. Am văzut, sunt depuse niște proiecte pe PNRR, pe valul renovării, pe anvelopare de clădiri. Și acelea făcute pe genunchi, așa, pe ultima sădeneții, pe în ultime două săptămâni, cred că se puteau face și depune mai multe solicitări, chiar și pe această zonă. Cred că se puteau mai multe. Dincolo de faptul că, așa cum spuneați dumneavoastră, nu a comunicat, a rupt legătura cu cetățenii, nu i-a consultat, Decebal Făgădău, cum a fost? Un mai bun primar decât vedeți că este actualul? Cu siguranță. Cu siguranță. Acum, practic, orașul nu este administrat. Orașul, municipiul Constanța, nu este administrat. El merge dintr-o inerție. Avem o inerție, sunt proiectele, repet, fostei administrații, care acum se implementează. Erau finalizate licitațiile sau în curs de finalizare, s-a dat ordinul de începerea lucrărilor și firmele respective își fac treaba până la urmă, că asta e realitatea. Dar n-a venit actuala administrație cu ceva bun. Văd că trenează și nu problemele Constanței
S-a dus primarul Vigil Chițac cu doamna administrator public să discute cu oamenii, să vadă, bă, care sunt problemele reale ale cetățenilor, ce își doresc cu oamenii ăștia în oraș, cu care sunt problemele urgente, stringente. Nu știu dacă au făcut acest lucru. Uitați-vă că eu vorbesc cu oamenii în oraș, cu prieteni, cunoscuți, cu oameni care vin la audiențe și întreb despre orașul Constanța. Problemele majore în momentul de față sunt problemele legate de circulație, pentru că s-a dat orașul peste cap. Da, da, este continuarea unui proiectelor inițiate de domnul Făgădău. Doamna Alexandra, nu are nicio legătură. Vă referiți la resistematizare? Resistematizarea... Și la cele de dinainte lăsate ca idei. Ca idei, nu erau puse în practică și nu puse în practică așa. Practic, în momentul de față, în orașul Constanța, un oraș aglomerat cu mult mai multe mașini decât acum 20 de ani, când 30 de ani, 40 de ani, când au fost proiectate și executate străzile în municipiul Constanța. Noi avem mai multe mașini, dar am redus suprafața portantă, am redus suprafața străzilor. Deci e incredibil, adică e o greșeală. Era clar că se va bloca orașul dacă tu micșorezi suprafața, ca și cum ai micșorat numărul de străzi. Toate aceste sensuri unice instituite pe foarte multe străzi au fost făcute în ideea de a crea locuri de parcare pe stradă. Ori strada n-a fost făcută să steau mașinile parcate. Strada e făcută să circule mașinile. Ori dacă blochezi, care era soluția? Dacă blochezi aceste artere, nu trebuiau făcute acele sensuri unice cu parcarea pe stradă. Și de locurile parte, de parcare? Și locuri identificate, zonele unde să construiască locurile de parcare. Dar nimeni nu se apucă efectiv de această problemă. Ai rămas cu excedent bugetar la finalul anului. Am să mă uit exact pe cifre, să vin să vă spun de cifre. În primul rând, aici îți dai seama de proasta administrare. Nu este posibil să rămâi cu bani cheltuiți. Tu n-ai fost în stare, nu vorbesc să atragi alte fonduri, să atragi bani pentru Constanța, dar tu n-ai fost în stare nici să cheltui banii din buget pe care oamenii ți-i plătesc. Taxe și impozite locale, oamenii se duc și plătesc. La asta cu parcările îmi pare rău, mă strânge inima, dar trebuie să zic că ați vorbit pe... mi-ați făcut o bucurie că știți, eu tot spun de parcările alea supraetajate. Păi, dar ce, cu nerăbdare. De ce nu se fac? Ai rămas cu excedent bugetar, dar trebuie începută. Du-te și cumpără, până la n-ai unde. Ok, înțeleg, dar cumpără terenul proprietate privată. Du-te pe zona de expropiere, du-te, negociază cu proprietarii respectivi. Cumpără până la primăria, poate să cumpere. Poate să cumpere teren, dar nu spun că sunt multe locuri, sau în cartiere, sunt multe locuri unde se pot, sunt terenurile primăriei, unde se pot construi astfel de parcări. Ai rămas cu acei bani, puteai să începi măcar un proiect, o parcare. Poți să angajezi un împrumut, nu știu dacă nu cumva ai găsit și o zonă de finanțare la nivel de proiecte europene, dar până la urmă poți genera, te-ai duce pe o zonă de împrumut. Primăria Constanța, că cineva râdea de fosta administrație când a spus că municipiul Constanța este un municipiu bogat, primăria e bogată. Da, este bogată, pentru că avem un buget bun, un buget mare pentru o primărie de municipiu. Sunt foarte multe probleme. Și mai mult decât atât, avem și are un grad de îndatorare foarte mic, poate accesa împrumuturi de la bănci comerciale cu care să faci aceste investiții. Să îndatorați populația. Asta ar fi o variantă, o soluție a dumneavoastră dacă sunteți primar? Nu, doamna Alexandra, nu îndatorezi populația. Pentru că populația oricum își plătește taxe și impozite. Angajezi un buget, angajezi o zonă din buget pe 5 ani, pe 7 ani de zile. Ok. Dacă Decebal Făgădău își rezolvă, nu știu, mâine, poi mâine, problemele pe care le are legate de acele dosare și revine sau vă cere sprijinul, îl susțineți pe el să candideze la primăria Constanța sau vă mențineți intenția dumneavoastră de a candida? Să candideze de unde? Cu sprijinul PSD Constanța. Nu, în primul rând trebuie să redevină membru al organizației PSD. Dacă vrea să fie candidat, dacă își dorește să fie candidat din partea Partidului Social Democrat, în primul rând trebuie să vină să se reînscrie în Partidul Social Democrat, participă la acel concurs în sondaj în care este cel mai bine clasat și dacă partidul hotărăște care are cele mai mari șanse, repet că îl cheamă Decebal Făgădău, că îl cheamă Costin Răsăuțeanu, George Vișan, Ion Dumitrache. Cine? Mi-a spus potențialii candidații PSD la primăria Constanța. Cine este cel mai bine clasat, este normal să candideze. Fie că este Decebal Făgădău dacă revine în organizație. Și, dar dacă revine în organizație, dumneavoastră ce i-ați spune?
Da, de ce? Îl candidează? Mă dau eu, fac un pas în spate sau nu? Doamna Alexandra, important este ca faceți partidul un pas în spate sau nu? Important este ca Partidul Social Democrat să recâștige municipiul Constanța și Consiliul Județean Constanța. Indiferent prin cine, prin cel care va, care va avea cele mai multe șanse. Pe domnul Felix Troie l-ați încurajat să candideze la Consiliul Județean? Dacă sondajul arată că este cel mai bine clasat, cum să nu? Bă, tot ascundeți în spatele sondajelor. Spuneți părerea proprie, personală. Domnule, eu simt că ar fi bun, că n-ar fi bun, că ar trebui... Capacitatea... De fapt, ați spus că ar trebui un tânăr, nu? Capacitatea managerială pe care a demonstrat-o în zona, în zona de executiv, da, îl califică pentru astfel de candidatură, fără doar și poate. Dar, repet, este foarte important ce, nu ce... Ce-mi doresc eu, ce-și dorește domnul Stroie, ce-și dorește Făgădă, este foarte important ce-și doresc oamenii care vin la vot. Ca cei oameni decid până la urmă, nu ce decide PSD-ul în propria organizație. Pot să discut cu, nu știu, dacă e așa un concurs de ridicat mâna de 10 persoane, să vorbesc cu 8, să ridice 8 pentru mine mâna și ieșim în fața electoratului și, bă, Lungoș n-are mă nicio treabă, nu-l votăm, ce treabă avem cu el, nu ne place. Și am făcut, a pierdut organizația. De repet, desemnarea candidatului trebuie făcută și este normal să fie făcută în baza unor sondaje, unor analize sociologice, care să arate cine este cel mai bine clasat, cine are potențial de creștere, cine are, până la urmă, cine are cele mai mari șanse să câștige o campanie electorală, o competiție electorală. Eu vă urez succes în această bătălie, văd că sunteți așa foarte pornit să o câștigați, cea de la municipiu și desemnarea pentru primăria Constanța. Nu mă rămâne decât să sper că domnul Dumitrache până la urmă îmi va face deosebită plăcere și onoare să vină și dumnealui la un interviu, pentru că până acum nu a făcut-o. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru aceste declarații. Și vă urez succes, repet încă o dată, succes în PSD cu această bătălie. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi, la revedere!